Tu te mă dracu, dar stai prost, cine te-a pus mă acolo? Veneam și eu cu mașina, ce stai mă aici, Thriller Park scrie pe tine. Du-te mă dracu. Am venit și eu cu Dragoș? Mașina, bine că te mă. Bine că te-ai băgat în față aici când mergeam. Dragoș? Și eu, da? Pă ce cauți aici? Bă, s-a băgat stâlpul ăsta în față când mergeam cu mașina și am comis o necomisă. Am auzit accidentul de la 300 de kilometri, bă, cum drag, ce-ai făcut? Bă, umplu în pădurile astea de 5 ani, bă, și acum te găsesc aici? Bă, veneam și eu aici la camping, da, pentru că sunt un adevărat om și vreau să supraviețuiesc, să-mi arăt instinctele de bărbat. Și vezi, stâlpul ăsta s-a băgat în fața mea, gen, eu veneam aici și făceam... Și s-a băgat stâlpul ăla în față și am dat peste el. Bă, tu știi că noi suntem în pădure cu Bigfoot, nu? Cu Yeti. Ce Bigfoot, mă? Tu ești prost? Singurul Bigfoot de aici ești tu, pentru că ești mare și păros și puț urât. Ce ai zis? Nu, mai uite-te odată în ochii mei și spune-mi ce ai zis. Ești mare și urât și puț. Ia vină cu acesta. Stai bere, gata. Îmi dă cu cuțitul. Vină, bă, încoace, bă. Wow. S-a auzit lup, intră în casă, repede. Avem un flare gun, l-am luat, și o cameră. Uite-te în ochii mei, zi brânză. Ciocodilă. Ți-am făcut poză. Mulțumesc. Bun, fii atent, deci aici avem singurele noastre arme din rulot, ok? Bă, nu deschide mă geamul că intră frigul. Eu pistolul, e mai mic și îl țin mai bine. Am luat sniper-ul și... Bă, dar nu-i corect. Ți-am luat și gloanțele de pistol. Eu am luat first aid kit-urile ambele, deci n-ai ce să faci. Ce? Erau două first aid kit-uri? Da, facem un trade, fii atent. Tu îmi dai gloanțele de pistol, iar eu îți dau first aid kit-uri. Unu. Sigur. Bine. Ți-am dat un glonț. Te iau un flare din ăsta de aici. Păi ce e asta? Uite-te. Ăla-i GPS senzorul? Da, zici că e bâtă. Bă, nu pot să spun, sincer. Poți să-l arunc în... Bă, zici că e harpon. Tu ești un harpon. Bă, poți să-l bagi în Bigfoot? Da, chiar, bă, și ne arată unde e. Da, bă, da, deștept sunt. Bine că mi-a venit ideea asta. Bă, ce deștept ești, bă, Dragoș, bă, dar vină și ia flare-ul ăsta odată de aici. O, mersi. Bă, deci fii atent, uite-te la mine. Când vine Bigfoot, da. Scos flare-ul. Da. Nu l-a prins, bă, nu trebuia să l-a prins acum. Du-te acolo. Ia, Bigfoot, ia. Bă. Da. Deci când vine Bigfoot, scoți flare-ul, îl aprinzi și îl sperii, dar nu mai ai flare acum, deci nu mai faci nimic din ce ți-am zis. Da, uite că mai merge. Nu mai merge, pe jos cu el. Nu mai trebuie niciun flare, stai acolo. Fii atent, ia-l pe al meu. Am încredere că nu-l folosești și pe ăsta, ok? Da, bine, da, bine. Da, deci te-am dat flare-ul, da? Da. Bă, hai mă afară. Bine, deci să înțeleg că eu trebuie să folosesc acest flare cu capul, nu? Da, dar tu asta îl folosești cum trebuie, nu-ți bagi joc ca tura trecută. Adică trebuie să-l pornesc când vine Bigfoot, nu? Da. Bă, știi ceva? N-ai decât să-l vânezi singur pe Bigfoot, băi. O să stau aici și o să aștept să mori, sincer să zic. Bine, mă duc la stânga, te duci la dreapta. Bă, vină mă încoace, mă. Nu mă mai duc, am auzit. Îl aud. Este un lup, omule. Tu ești un lup. Aud, uite-l. Bă, e un elan ăla care face așa. Hai cu mine, te rog frumos. Ești un elan de om. Bă, vină mă încoace, mă. A, bă, uite, am o hartă. Hai, fii atent unde mergem. Mergem acolo, înțelegi? Bă, vină după mine că nici nu știi să citești harta. Tu ești o hartă. Bă, eu cunosc pădurea asta ca în palmă. Eu aici am locuit și aici am crescut, să știi. Știi pe cine mai cunosc eu ca în palmă? Pe cine? Pe maică ta. A făcut. Păi, nu știu ce auzi, bă, omule. E urs aici în stânga. Uite-l pe căprior, după el. Uite tower-ul. Bă, tu ce vei? Bă, tu te-ai drogat astăzi? Nu știu ce vrei. Dar acum e întuneric sau e zi? Da, eu nu înțeleg. Tu ai spus că parcă știi pădurea asta ca pe palma mâinii tale. Unde e casa ta în pădurea asta? Casa mea? Eu nu am casă, eu locuiesc așa pe aici, prin zăpadă. Aha, și astea sunt construite de tine de pe aici, pe aici. Da, normal, sunt construite numai cu mâna mea, dar ce dracului faci? Cât ai stat să faci acest zipline? 10 ore. A căzut! Ai rămas singur, ai rămas singur, Dragoș! Te-am pupat! O, carne! A mea, tu nu mănânci, tu ești sărac, tu mănânci de pe jos, lebeniță, du-te și mănâncă din iarba aia, pasco că e pentru tine. Ia mănâncă mă carnea aia să te văd dacă ești șmecher. Păi nu, că o păstrezi pentru mai încolo. A, pentru mai încolo, nu? Da. Vreau să-ți fac o poză. Bă, dar tu pentru ce trebuie pozele astea, de curiozitate? O să afli mai târziu, hai încoace. Ok. Imortalizez toate momentele înainte să mori, stai ce? 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 Ok, cred că am auzit ceva greșit. Bă, asta e parte din pădurea ta? Da, el e domnul Marcel, uite-l, îl vezi, e foarte fericit. Vrea să vă împrieteniți, uite că-ți șoptește. Uite-l, îl vezi? Vrei să vorbești și tu cu Marcel? Nu. Sigur? Foarte sigur. Hai că ți-l dau pe Marcel să vorbiți, așa.
A dispărut? Poftim? Ce-ai făcut cu Marcel? Bă, e pe jos aici, mă, cum adică a dispărut? Marcel. Scuze, din greșeală. O, Marcel. Bun. Bă, de ce faci poze cu Marcel? Nu fac poze cu tine și cu Marcel. Dacă nu știu ce se întâmplă, ți-l arunc pe Marcel. Bă, nu-l arunca pe Marcel, că o să afli imediat ce se întâmplă. Marcel era un pas de cădere, îi dau un shit, Ia-l pe Marcel în mână, că o să înțelegi tot. Este un avion! Dă-i flare să ne ia de aici. Știi ce s-a întâmplat cu flare-urile noastre? Ce? Le-a aruncat pe ambele pe jos în fața rulotei. Uite, citește ce scrie aici. Bang. Bang scrie, exact, hai cu mine. Bun, am intrat în peștera lui Bigfoot. Să faci liniște, da? Că poate-l trezim. Bigfoot! Unde ești? A, dar nu-i Bigfoot aici. Un shotgun. Fii atent, acum ai alt pe Marcel în mână. Uite, am un shotgun. Mă bucur că ai un shotgun, sincer să-ți spun. Da. Ia-l pe Marcel. Așa, o ultimă poză. Bă, stai ce? Pentru că te las aici să te mănânce Bigfoot, ești ofranda lui. Te-a pupat, salut. Marcel, ai cu mine, nu, te rog. Te rog. E și noapte afară, e noapte afară, te-am pupat. Bă, dar am o întrebare, unde este casul tău? Bă, stă bă, vine Bigfoot, vine Bigfoot. Bigfoot! Trage-i! Dă-i cu shotgun-ul! Nu, îi dau cu tăia să-l prind, să-l avem! Dă-i cu GPS-ul în el! L-a băgat pe piept! Bă, îmi dă cu asta în cap! Bă, dă-i ceva ca să-l sperii! Stai! N-am așa ceva! M-a luat de cap! Stai așa că îi dau în spate, îi trag pe spate! Îmi dă... M-a luat și pe mine de cap! Stai, că trebuie să reloadez shotgun-ul. Bă, are gaură în piept. A fugit? Nu știu, dar hai după el. Bă, trebuie să aprindem ceva ca să-l urmărim, nu? Bă, uite-l, se uită la noi. Bă, a venit iară. Trage-i în cap, bă, m-a luat de gât. Dă-i. Mi-a spart capul, M-a luat de cap, au. Dă-i. Bă, ce tare ți-a dat, ești ok? Nu, uite după el. Nu, vine la noi. Bă, dar ce ai făcut de așa supărat? Nu știu! Fugi! Bă, nu mă lăsa aici, Dragoș! Fugi! Bă, m-a dat pe jos! Dă-i cu shotgun-ul, Nu dau pe nimic, fugi! Dă-i bă cu shotgun-ul! Îi dau un cap după el! Bă, se întoarce înapoi! Fugi! Bă! Am picioarele rupte, nu pot să fug! Deci tu piciorul... A, m-a luat în cap! Am băgat în mine. S-a speriat. E sigur? Cred că... Bă, nu! Vine iară! Bă! Urcă-te aici pe stânga, că e frică să vină pe stânga. Nu am glumit. Nu e frică să vină pe stânga, fugi! Nu știu ce face, bă, e turbat. Unde e? Nu știu. Uite-l, e jos. Vine iară la noi. Bă, uite-l. Bă, lasă-ne în pace. Nu, m-a luat de... Bă, Dragoș, eu aici am murit. Nu, n-ai murit. Îi dau. O să te salvez. Mi-e rău. Stai, m-a ridicat. Vezi că vine din nou. Da, vine iară. Scoate cuțitul la el. E aici jos, a fugit. Gata, ne-a lăsat. Uite, bă, nu vine la bă, vină pe aici să ne lase, vină. Bă, mai e vreun medkit? Nu mai am așa ceva. Nici eu, deci tura viitoare dacă ne întâlnim cu el murim. Păi s-a dus spre satul ăla unde aș dori eu să mergem, că sigur găsim arme și chestii acolo. Păi hai să... Mie. Dar ești sigur că știi unde mergi? Am văzut o lumină, bă, deci sigur e un sat. Bă, nu cred că așa funcționează. Ba, da, era o lumină care scâlțâia. Vezi să nu fie casa ta, dobitocule, să fii uitat unde e. Cum mi-ai spus, m-ai făcut cumva cuvântul cu D? Nu, deștept, da, te-am făcut deștept. Bă, uite-l pe Bigfoot. Da, fuge de noi, că e zi, e frică. O, Bigfoot, am găsit o stațiune, frumos. Aba, nu e o zonă de asta de schi. Stai că mă dor picioarele. What? Un elan, un lup și Bigfoot în aceeași zonă? Ce înseamnă oare asta? Uite, sat, ce ți-am spus? Un sat. Ajutor! Bă, te-a prins ajutor! Bigfoot într-o capcană, bă! Ești ok? Da. Păi ce-ai făcut, mă? Ce? Păi a intrat într-o capcană de-a lui Bigfoot. Păi n-am văzut-o. Oh, bine am ajuns. Ce-ai făcut aici, Dragoș? Nu știu, dar am găsit muniție de shotgun, nu-mi trebuie. Stai, uite-te la mine. Zi brânză. Brânză? Gata. Am făcut... Bă, dar de ce îmi faci poze prin zone de-astea dubioase? Ți-am făcut poză cu balta de sânge și cu arma în mână în caz că... Știi, trebuie să te dau la poliție și să am evidențe că ai omorât o familie întreagă în satul ăsta. Eu zic la casa asta să stăm aici jos. La casa asta?
Da, n-am și văzut. Ba, a făcut urât, dar nu cred că vine. Nu, ba, nu e ok. Nu e ok casa asta care are două uși. Hai să luăm trapa și să mergem în altă casă. Oricum durează până sparge ușa. Deci putem și să știm la ce ușă e. Poate se schimbă că e prostalău. Ba, am căzut. Aoleu. Am căzut într-o capcană. Am văzut. Oh, urcă-te pe aici, pe cutiile alea. Casa asta e gigantică, dar eu zic că e perfect. Bă, dar cum te urcam așa sus pe aici? Sari. Cum? Atunci intră pe ușa aia. Stai așa, casa asta e gigantică. Da, eu zic să stăm pe balconul ăsta. Dar are o singură ușă casa asta. Păi vino cu să-ți arăt. Nu, că stăm pe balconul ăsta și băgăm aici trapă. Da, what? A, tu ai trapă. Bagă acolo. Da. Și stăm aici și uităm după el. Dar să nu calci în trapă, bă, Dragoș. Bă, dar știi, m-aș duce să pun niște camere pe jos prin sat. No, nu mă mai duc. A început noaptea, bă. Dar vezi că oricum până vin la noi o să dureze, că până sparge ușa de jos și ușa asta durează foarte mult, să știi. Trebuie să zicem povești de noapte acum, bă. Da, încep eu, da? Da. Deci, erau niște tineri într-o pădure exact ca aceasta, într-un sat decorat de Crăciun, exact ca acesta, când odată unul a auzit... Și ghiși ce era? Ce era? Un marsupiu. Pam, pam, pam. Știi că marsupiu ăla pe care l-are canguru ca să-și bage copiii în el, nu? Du-te mă, lasă, taci. Bă, mi-ai dat cu crowbar-ul în cap, bă. Bă, vine Bigfoot, vine Bigfoot! Uite și pe bune. Intra cu pistolul de aici, fii atent, uite-l. Aoleu, o să intre aici, bă, îți zic sigur că intră. Nu, uite-l. Poți să-i tragi? Uite-l, uite, a călcat în capcană, bă. Dai prin geamul ăsta. I-am dat să sperii. L-am speriat. N-are cum să vină la noi, nu știe să spargă ușa asta. Nu cred că nu știe să spargă. Fuge. A fugit? Da, dar vine înapoi, dă-i, trage. Vine înapoi? Da, uite, îi trag pistolul. Stai, că scot pistolul ăsta să-i trag când vine la ușă. Uite, știe să o spargă. Bă, ți-am zis că știe să o spargă. L-am speriat iară, dă-i, dă-i. Oh, bă, dar e indecis Bigfoot azi. Bă, nu, că sperie flerganul. Păi da, o să se întoarcă înapoi, fii atent. Aba, nu, a fugit. Ba, se întoarce. Dai. Vezi că e ultimul șat, după șatul ăsta sărim și fugim în altă casă. Stai, nu, îl mai speriem o dată, că am flerganul. Dai. Atunci scăpăm cu el de el de tot. Dai! I-am dat! Nu, sărit eu, mă duc în altă casă și... Bă, vezi că o să vină după tine, bă! Nu vine. Bă, cred că da. Vine după mine? Nu știu, dar vin și eu, sus aici. Am închis, sar pe geam. Acum vin, stai, am intrat pe ușa asta. E ok. Bă, casa asta are două uși. Bă, nu. Bă, e aici, dai! Lasă că sărim pe geam. Vino cu la ușa asta. Stai, i-am dat să sperii. Ok. Închide ușa, stai. Nu, cred că mai ai ușa la aia. A, închide-o pe asta și tragem pe geamul ăsta, da. Stai, mai are ușa la aia, îl aștept aici să vină atunci. Păi ba nu, vino cu aia că-i tragem prin ușa asta, că putem... Stai că vine. Îl văd, dar vino. Vine, stai. Vino. Vin. A, m-a prins. Puteam trage prin ușa asta, deșteptule. Bă, scuze, da? A, m-a prins. M-a dat peste cap, a intrat prin ușă. Închide ușa, mai am 14 viață, Dragoș. Eu mai am 23, îți dau kill. Nu, da acum. Bă, trebuie să facem cumva să speriem, că dacă ne mai atac așa o să muri. Am murit. Vezi că am murit cu totul. Îi dau. Bă, mi-a spart capul. Vin și dau revive, nici nu pasă ce mai vrea. Vin. Bă, m-a omorât cu totul. A fost o aventură pe 500, dragul meu Booster. Îmi pare rău că ai murit, dar n-am avut ce să-ți fac. Deci, prin urmare, pentru Booster s-a murit și Bigfoot l-a făgăduit să mergi acasă cu omul mort și cu Booster și-a luat avort. Cu pentru Booster s-a murit și Bigfoot l-a făgăduit. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, bombardați butonul de like, subscribe, share și comment și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclepici. Pa, pa!